A venit să protestăm împotriva la alegerea noului premier-ministru, domnul Sturza. De ce? Fiindcă el nu va ajuta țara și noi suntem pentru alegerile anticipate. Noi protestăm împotriva la asta, ca acești oameni, acești deputați care au fost aleși pe drepturi ilegale să-și dea demisia. Vreau să schimbăm guvernul nostru, deoarece nu-mi place că Moldova este în nivel foarte jos de dezvoltare și eu sper că ceva cu protestele acestea ne va schimba. Vrem alegeri anticipate, vrem ca poporul să aleagă viitorul țării. Să fie mai bine. Vrem să fie pace, să fie liniște. Nu dorim guvernul Sturza. Un guvern care este strâns peste hotarele țării și fără cetățenii Republicii Moldova. Pentru asigurarea ordinii publice, în fața Parlamentului au fost dislocați aproximativ 100 de polițiști. Au fost mobilizat dispozitivele subdiviziunilor de forțe. Totodată sunt create rezervele necesare pentru a reacționa în caz de necesitate de agravare a situației sau de recurs la unele acțiuni de violență. În caz dacă numărul protestatarilor sau susținătorilor va crește, deci va apărea careva nivele de risc, doar ce sunt două tabele cu viziuni diferite, deci numărul va fi dublat la necesitate. Simpatizanții PSRM promit să mențină acțiunile de protest până când vor fi anunțate alegeri anticipate.